Business Magazin, cum vor arăta spațiile de birouri după pandemie? După peste un an de muncă de acasă, cei mai mulți dintre angajați uh, vor merge la muncă și chiar e o întrebare cum vor, cum vor arăta aceste spații. Citiți Business Magazine, uh, la fel aflați cum evoluează prețul mașinilor electrice. Până la urmă, cred că o să ne luăm cu toții mașini electrice, dar până atunci avem în studioul nostru pe domnul. Călin Popescu tăricianu Bună seara. Da. Ce mai faceți? Știi nu că... Vă așteptați la începutul nu, ăsta? Nu. Mă aștept la orice. La orice, la orice. La orice. Nu știu dacă mm -hmm. e bine să-ți să, să mărturisesc și, bineînțeles, și telespectatorilor, am o ocupație permanentă, aproape zi de zi. Care uh? e acea ocupație derivă din faptul că sunt uh, inculpat în două dosare penale. Ah, și asta vă ocupă tot timpul, cum Să, Tip, adică mă întâlnesc cu avocații, primesc citații, mm -hmm. uh, trebuie să stai acasă, practic, zi de zi, pentru că te trezești, vine poliția cu câte o citație. Uh, în fine, și sigur că treaba asta îmi ocupă mult timp. Uh, este. Uh, într fel, cred că reacția sistemului pentru faptul că nu mi-am ținut gura, că am vorbit despre abuzurile grave care s-au petrecut în justiția din România, de abuzurile făcute de DNA, cu complicități din partea serviciilor. Știm bine că la un moment dat a, a fost scos la iveală celebrul protocol de colaborare dintre. SRI și DNA. După aceea, în perioada când eram președinte al Senatului, am făcut două sezizări la Curtea Constituțională în legătură cu uh, nerespectarea normelor constituționale de către doamna Chiovesi și DNA și am avut câștig de cauză și cred că lucrurile astea nu se uită. Și atunci, uh, după dosarul pe care l-am avut instrumentat în uh, perioada anilor 2016, anului 2016, de mărturie mincinoasă. Păi a fost achitat acolo. Am fost achitat pentru că în alta curte de casație și justiție și în completul de 3 și în completul de 5 a analizat și a sancționat abuzurile făcute de DNA în ceea ce mă privește și am câștigat. Dar spuneți-vă, rog, <coughs> de ce nu v-ați gura? Știi de ce? Marius, pentru că eu mi-am spus următorul lucru. Și nu o spun dintr-o lipsă de modestie. În politică, e foarte prost să fii dependent de funcție, de ceva. Da? Eu m-am considerat un om independent. Un om independent este un om liber. De ce m-am considerat un om independent? Pentru că în perioada 92-96, când nu am făcut politică la nivel înalt, mi-am pus pe picioare niște afaceri care mi-au dat o independență materială, financiară. Nu sunt un om bogat, dar nu trăiesc poate din salariu. Și lucrul ăsta, după părerea mea, pentru un om politic e foarte important. Pentru Digam... că nu depinzi de, de funcția în care ești și pentru care ești, nevoie, pentru care ești nevoit câteodată să faci compromisuri ca să ți-o păstrezi. Nu ești dependent de alții ca să-ți asiguri traiul material. Dar se pare că asta nu contează în ziua de astăzi. Păi nu. De... Și ca, ca atare, pe cale de consecință, eu am zis sunt un om independent, sunt un om liber și spun ceea ce gândesc. Și nu am intrat în politică ca să mă căpătuiesc. Am intrat în politică pentru niște principii. La începutul anului 90 eram câțiva care eram idealiști. Poate o să spuneți, erați naivi. <laughs> nu știu dacă eram nu naivi. naivi. Nu erați naivi, dar însemnați ceva. Și erați o figură cu totul aparte. Vom vorbi despre da. perioada aia. Și... Nu? Da, vă rog. Da, uh, și uh, pentru principiile astea pentru care am intrat în politică, nu am încetat să lupt, să spunem așa. Nu am încetat să militez. La viața cum vine să fac Am înțeles. Știu că ați făcut asta până da. în, până acum, adică până când nu ați intrat în parlament. Și probabil că vom vorbi și despre asta, dar uh, viața cum e nedreaptă. Ludovic Orban care nu a avut serviciu sau servici, cum se spune, da, a ajuns prim-ministru, este președinte al Camerei Deputaților, conduce România. Dumneavoastră nu ați intrat în Parlament. Bun. Acum cum am putea explica asta? Am... Marius, e o schimbare de, de generație, este o schimbare de percepție. După cum s-a văzut, oamenii au crezut că există, că fac parte probabil dintr-o generație care s-a da, consumat. Asta nu, nu e nedrept lucrul ăsta? Sau spuneți, eu am fost prim-ministru în perioada 2004-2008, am fost președinte al Senatului, cariera nu, mea nu politică... Pot să spun, nu pot să spun că am o carieră politică neîmplinită. Tocmai. Eu cred că mai aveam ceva de spus uh, în politica românească, având în vedere... Păi mai aveați de spus adevărul, că în da, ultimii ani uh, ați cam spus uh, da, adevărul și, și asta v-a costat. Și m-a costat și, uh, în fine, uh, sigur, uh, astea sunt riscurile meseriei. Dar da, sunt uh, chestiuni personale, însă, cu ori ați început acum da, 20 de ani. Nu, 30. 30 aproape. de ani, mai Nu, uh, uh, să-ți spun ceva. Uh, uh, viața politică românească pe care am parcurs-o, a suferit un moment de cotitură foarte nefericit după alegerile din 2004. Ce s-a întâmplat atunci? Cei de la PSD au făcut, după părerea mea, o greșeală strategică pentru că l-au amenințat pe Băsescu că îl bagă în pușcărie cu dosarul Flota. Ăsta e, ăsta e un tip ranchiunos și care. A scăpat de această chestiune. PSD-ul n-a mai luat decizia de a-l băga în închisoare, pentru că, bărârea mea, că ar fi putut să o facă. Știm foarte schimb... bine că el s-a așteptat în fiecare zi să vină să fie arestat în... De legătură cu dosarul Flota. Știi lucrul Și asta ăsta. le spunea celor apropiați Sigur. și o știți și dumneavoastră da. că erați atunci da. înainte de a face Bun. alianța. E, după 2005, când a fost ales președinte, a zis Stanițel că rezolvi o problemă cu țepele din Piața Victoriei și cu vânătoarea adversarilor. Și el s-a întors împotriva adversarilor lui politici, dar nu în maniera politică care a fost folosită sau care s-ar folosi în mod normal. Nu. El a mers la distrugerea adversarilor, adică inclusiv distrugerea fizică, nu prin lichidare, dar prin ceea ce a pățit Adrian Năstase și alții. Au fost, să zic așa, polițele plătite sub flamura, sub egida luptei anticorupție. Și sub flamura alianței, da. Uh, nu chiar că asta nu era o acțiune asumată la nivelul când alianței. Asta era, era, era Băsescu era președinte, avea câmpul lui de acțiune și, și cine modalitățile. Era da, da, uh, să știi că numirea procurorilor, uh, ascultă-mă, puțin uh, Marius, numirea procurorilor. Eu știu foarte bine, nu trebuie. numirea judecătorilor. Bă, dar erați acolo da. când s-a schimbat cel căruia nu i se spune numele. Uh... Pentru că ați fost în campanie împreună, avem imagine, avem, știm foarte bine. Alianța, da. Însemna Băsescu și Călin Popescu tărician Deci, la scurt timp după uh, alegerile de... din 2000. Alegerile ambele, și, și alegerile și Parlamentare prezidențiale, și prezidențiale. Parlamentare. Uh, Băsescu, uh, pe motivul uh, necesității uh, urgentării reformei legilor justiției, la care trebuie spus adevărul, PSD-ul punea o anumită frână. Am spus, domnul, nu o să reușim să facem lucrul ăsta și singura soluție este să declanșăm alegerea anticipate. Uh -huh. Și vreau să spun că pe moment păream să fiu de acord. E, m-am dus și am împărtășit această idee colegilor mei de la PNL, din conducerea PNL-ului și în final s-a ajuns la o discuție față în față între conducerea PNL. Am participat, evident, și eu și Băsescu, în care... I s-au pus, lui Băzescu, niște întrebări de baraj. Dom'le, ok, facem alegeri anticipate, da? Ce facem până la alegeri? Cine e prim-ministru? Cine va fi prim-ministru după? Și atunci el, fără să vrea, s-a devoalat. De fapt, el ce vrea să facă? El vrea să provoace alegerile anticipate. Ca să scape de mine ca prim-ministru și să pună un prim-ministru din partea PD-ului. Și din momentul ăla s-a tăiat, s-a rupt alianța, alianța da? practic. Da, după aia au început numai contre. Tot timpul, contre, contre, contre. Asta este ceea ce s-a întâmplat, din păcate. Haideți să vă arăt niște imagini. spun din păcate de ce. Pentru că noi am fi putut să facem mult mai multe lucruri. Asta mă refer adevărat, la guvern. e normal. Da. Haideți să vedem niște imagini interesante, să le comentăm împreună. Eu unde le văd? Poftiți? Unde le văd eu? Unde le vedeți? De ce? Monitor. În monitorul acela din fața din față, dumneavoastră. Da. Ok, bine. Haideți să le dăm drumul. Da. Mai da. bun la o... Noua ediție specială a emisiunii Marius Tucău Show. În această seară, invitatul nostru este primul ministru al României, domnul Călin Popescu Tăricianu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vă aduceți aminte ultima întâlnire dintre... Mi-am adus din aminte întâlnire. și ultima întâlnire și ultima întâlnire pe care am avut-o înainte de a intra în emisiune. Ați avut un moment de sinceritate extraordinar la acea întâlnire, în momentul în care v-am întrebat dacă vreți să fiți primul ministru, Uh, în cazul în care Alianța va câștiga alegerile, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a spus da, vreau să fiu prim-ministru. Și ați abordat lucrul ăsta cu un anumit curaj. Ați crezut în șansa dumneavoastră atunci când a spus? Credeam că avem o șansă și e normal într-o luptă uh, electorală, dacă nu crezi uh, măcar tu în propria ta șansă, atunci nu are rost să te baci. Nu, nu mi imaginam că în seara de seara drăgosticilor o să fim împreună aici și o să stăm de vorbă despre taxe, impozite, accize, da, lumea despre să nu nu declarații. Nu, 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 absolut nu, da. pentru că nici nu o să vorbim în șapte în primul rând. Am să vă propun un joc foarte serios. Vreau să fiți pe rând cetățeanul că Popescu Tăricianu, omul de afaceri Călim Popescu Tăricianu, pentru că asta a și fost în, și ani de zile. După aceea să fiți omul politic din Popescu și abia în ultimul rând primul ministru Călim Popescu tăricianu Și nu întâmplător vă spun asta. Am vorbit de relaxare, de relaxare fiscală, am vorbit de cota unică de impozitare și haideți să vedem ce a, ce a ieșit până acum. Uh, în primul rând e vorba de cota unică de impozitare, o cotă care dumneavoastră, ca om de rând, va duce un beneficiu. Pentru că, nu așa, aveți mai mult bani la salariu. Cât ați fi ca, câștigat? Ca prim-ministru uh, mm. și eu am ca și alți salariați am bar mai mulți la salariu, pot să spun că, practic, toți salariații din sectorul bugetar și nu numai au de câștigat în urma acestei măsuri și să știți că este ceea ce am și vizat. Prin introducerea cotei unice, am vizat ca oamenii să câștige mai bine pentru că, în campania electorală, am vorbit despre creșterea bunăstării. Creșterea bunăstării nu se poate face decât în acest mod foarte clar și foarte direct și nu numai atât. Am mai spus ceva, că dorim ca cei care câștigă uh, bine să poată câștiga și mai bine dacă doresc să muncească mai mult. Există și anumite critici, pot să vă spun, am remarcat și nu le Păi Nu stai, că le luăm acum. Nu, chiar da. dacă îmi da, permiteți să vă. Rog, avansezi, vă, rog, vă rog. Au fost critici potrivit cărora cei care au venituri modeste, nu câștigă din această măsură. Da, dar și celor care au venit următoare, să le dăm posibilitatea ca să poată munci mai mult și să nu fie descurajați dacă muncesc mai mult, că sunt și mai mult impozitați și din contră, dacă muncesc mai mult, să câștige mai mult. Cred Acum... că, auzi, cred că am greșit atunci. Acum știi știi De ce? ce? Da, știi de ce? Că am spus, domnule cine vrea să câștige mai mult, să muncească mai <laughs> mult. Greșit. <laughs> nu e foarte greșit Total asta. greșit. Da? E total greșit. Da, nu e popular. Cum au fost acești patru ani funcția de prim-ministru? Cum președinte ostil, pentru că era da. de la bun de început să uh, Marius, aproape... trebuie să spun că după ce am ajuns prim-ministru, am avut multe nopți de insomni și dureri de cap. De ce? Pentru că principala problemă cu care mă urma să mă confrunt era uh, aderarea la Uniunea Europeană într-un termen de 2 ani, la 1 ianuarie 2007. Da? Iar România... Avea niște rămâneri în urmă, colosale, pe foarte multe capitole. Nu erau încheiate negocierile, pe toate capitolele, la Bruxelles nu era o atitudine foarte prietenoasă. Mai era și situația Bulgariei, care era în urma noastră da. și am sezizat de la început că cei de la Uniunea Europeană vor vrea să ne bage uh, mm. împreună. E bine, au urmat doi ani de efort foarte mare. Uh, am beneficiat de o structură de suport care se numea Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene, moștenită de la guvernul Năstase. Eu nu m-am apucat să distrug tot ce a făcut guvernul precedent, această structură era încadrată cu niște profesioniști care cunoșteau foarte bine dosarele uh -huh. și cu care am început să muncim pe brânci. Eu, ca prim-ministru, nu am crezut, pentru că aveam o experiență administrativă și de business, nu am crezut că e suficient să dai dispoziții și treburile să rezolvă. În România, din păcate, nici astăzi lucrurile nu merg așa. Ca atare, ca prim-ministru, urmăream, conduceam ședințele în care discutam dosarele de aderare uh -huh. europeană, urmăream fiecare dosar și în felul ăsta am dus la bun sfârșit această sarcină. Am făcut o greșeală. La sfârșitul perioadei de, de, la care am aderat la Uniunea Europeană, eu am crezut că am pus pe șină toată administrația care a învățat acum și va să... și nu am mai fost atât de, de sever poate ferm, ferm în a urmări, urmări ceea ce se întâmplă după, da? Cred că trebuia să mențin exact același stil. Da, Eu mi-am imaginat, domne, au fost doi ani de eforturi, s-au închegat echipele, s-au rodat mm -hmm. și știu ce să facă mai departe. De e... Este un mers irreversibil și așa mai departe. Uite că n-am fost așa. Da. Da. Care a fost cea mai neplăcută întâmplare din perioada în care ați fost prim-ministru? Ceva care va. V-a șocat, să spunem, care va pus pe gând. Nu mai aștept să, să fac o clasificare, dar au fost multe momente. Pe mine, de exemplu, un lucru care m-a deranjat foarte tare a fost faptul că s-a instalat o adversitate între mine ca prim-ministru și Băsescu. Băsescu a ataca permanent, fie guvernul, fie pe mine personal. Au fost oameni care și-au pierdut poz pozițiile de, de miniștri, ca după aia să fie găsiți nevinovați. Atanasiu de la armată, Paul Păcurarul, Tudor Chioariu și așa mai departe, care au plătit, să zic, cu, da, cu funcția, până la urmă, cu prestigiul, cu cariera lor. În fine, mi-am consumat și eu energiile, ne am irosit energiile într-o luptă absolut prostească. România ar fi putut și eu aș fi putut să fac mult mai mult. Sigur că am făcut niște lucruri de care sunt uh, bucuros, sunt mândru, am reușit uh, privatizarea băncii comerciale cu o sumă care a fost cea mai mare sumă plătită pentru privatizarea unei bănci în Europa, centrală, nu? în Europa mm. Centrală și de Est. Uh, am, uh, nu am mers mai departe cu privatizarea cecului pentru că pe baza <coughs>, sfaturilor primite de la fostul prim-ministru al Portugaliei, care mi-a acordat, ca să zic așa, consultanță, mi-a împărtășit din experiența lui înainte de a ajunge prim-ministru. Ați mai făcut un lucru, ați ținut legătura da. cu presa, domnule prim-ministru. Da. Ceea ce astăzi nu se mai întâmplă sau se face la nivel personal, atunci era o chestie instituționalizată. Eu mi-aduc aminte, șefii de ziare, șefii de televiziuni participau regulat la o întâlnire cu primul ministru, unde se discutau da. chestiuni. Și lucru... discutam și mai puțin formal. Absolut, lucruri da. care nu mai există astăzi. V-ați făcut prieteni atunci, v-ați făcut dușmani mari. Cum a fost viața personală amestecată cu viața profesională din punctul ăsta de, de vedere? În, când deții o astfel de funcție, viața de familie, viața personală se duce pe apa sâmbetei. Asta îți spun... E... Foarte greu mai găsești timp să. Cât stăteați la guvern la Palatul Victoriei? De dimineață, de la 9 până seara la 11. Deci, practic, viața toată însemna. Da. Palatul Victoria funcția de prim-ministru. Întâlniri. Să-ți povestesc ceva amuzant. Foarte multă lume îmi spune, cât ai fost prim-ministru, ai călătorit mult. Da, ai vizitat mult. Nu. Păi cum, când ai fost. Păi erau vizitele așa. Mi-aduc aminte, am fost în Suedia, am vizită oficială. Mm -hmm. am întâlnit cu primul ministru, m-a primit inclusiv regele. Am plecat de dimineață cu avionul, seara mă întorceam înapoi. Nu ave nu vizitai nimic. Da? Nu aveai timp să vizitezi. Deci am văzut toate țările. Am, am fost nu... în toate țările Europei Dar nu și n-am văzut nimic. Nu vizitai nimic. Nu vizitai nimic. Erau întâlniri una după alta, un program foarte încărcat și cu asta. Prieteni buni pe care i-ați făcut sau pe care i-ați pierdut? Mi-am făcut uh, niște. Aveam deja multe contacte la nivel internațional care m-au ajutat uh -huh. pentru ca să-mi duc la bun sfârșit misiunea de aderare la Uniunea Europeană cu mulți liberali europeni. Tatăl premierului, fostului premier al Belgiei, Michel, care este acum președintele Consiliului European lui Michel, tatăl lui, uh, Hans van Balen care a fost, uh, s-a prăpădit din păcate acum o săptămână, a fost uh, liderul uh, Partidului Alde în Uniunea Europeană, uh, Nelly Cross, comisarul olandez pentru competiție și piață liberă, uh, Franco Fratini, comisarul italian pentru justiție, în fine. Ați rămas cu aceste legături? Să Am rămas azi? cu aceste legături, da, sigur, e normal, ne-am mai întâlnit la reuniuni internaționale, uh -huh. dar, uh, în fine, în politică, atenție, eu spun, o să spun câteva adevăruri care poate pe unii o să-i șocheze în, priet în politică nu există prietenie, există interese, din păcate sunt sigur și oameni de bună calitate pe care am cunoscut cu 30 de ani în urmă și cu care am rămas în relație, dar în rest prevalează interesul, cum e și normal. Și ca să lumea să înțeleagă puțin mai bine, când aveam vizitele oficiale în calitate de prim-ministru și mă întâlneam cu omologii mei, se întâmpla în mod regulat următoarea scenă. Omologul meu din diferite țări, n-am să-l dau acum anume că da, după ce se terminau convorbirile oficiale, îmi spunea zice, dragul meu călin, vrei să stăm puțin de vorbă între tet Sigur că da, uh -huh. Da. despre ce era vorba? Păi zice, uite, am în România una, două, trei, cinci firme care desfășoară diferite activități economice și aș vrea să-i susțin să-și poată duce la. Deci, de deplinire... haina de prim-ministru? Da, da. După care trecea la lucruri concrete și, legate de firme. Da, și mie nu mi se părea ceva anormal. Susținea interesele firmelor statului pe care îl reprezenta, uh -huh. e, e foarte corect. da. Pentru că e vorba de Dumnezeu interese. Ați asta? Nu. Dar știi de ce? Pentru că eu nu aveam măcar o firmă românească care să activeze să în țările respective acolo și să-i să spun omologului meu, bine. Pentru că era normal dormită. să fie făcut. Sigur, și nu ar fi fost nici. Eu cred că. Bun, pe mine probabil că DNA-ul m-ar fi acuzat de trafic de influență sau mai știu eu ce aberație, mm. dar vreau să spun că asta era o chestiune curentă. Deci, acum că putem să trecem în felul ăsta ușor într-un alt plan. Ce s-a întâmplat sau ce este cu Uniunea Europeană? Eu am o uh, oarecare gust amar și nu numai eu. Am văzut de curând și la un alt fost prim-ministru care a spus domnule nu seamănă Uniunea Europeană de astăzi cu ce a fost cu aia pe care am cunoscut-o noi. Pot să spun și eu același lucru. Am constatat că după ce ne-am imaginat, am avut anumite naivități, în fine, te duci la o masă unde sunt 27-28 de țări. Unde în principiu toți sunt egali, ca un vot. Dar unde fiecare are în spate o agendă națională. Există o agendă europeană și o agendă națională. Nu întotdeauna ele sunt uh, aliniate. Eu am văzut premierii Marii Britanii, premierii Olandei, și nu am să-i citesc pe toți, care la masa Consiliului European, unde participam cu regularitate, n-am lipsit o singură dată, acum premierii României nu mai participă la Consiliul, se duce președintă care nu are nicio pârghie executivă, ca după ce se duce la Consiliul European să transpună uh, în țară ceea ce se convine acolo, ce s-a convenit. Da? E bine, deci acolo am văzut că fiecare își apăra și interesul național și nu așa, oricum, cu multă cerbicie. Cu foarte multă cerbice. S-a ajungea la negocieri, stăteam câteodată noaptea până târziu, a fost un impas la un moment dat cu Polonia, de totul s-a reportat până dimineață la nu ora 3. Nu s-a nimic, în continuare sunt probleme cu Polonia. Nu sunt probleme, își cunosc interesul. Își cunosc interesul. Și când am fost în vizită oficială în Polonia, uh, și acum, ca președinte, mă rog, mai recent, să zicem nu acum, da. ca președinte al Senatului, am discutat cu liderii politici polonezi și am constatat, nu cu surprindere, nu, fără surprindere, am constatat că există, practic, o identitate de probleme cu care ei se confruntă și aceleași probleme ne confruntăm și noi cu ele. Fie că e vorba de probleme politice, fie că e vorba de probleme economice și așa mai departe. Deci, da. din păcate, cei care au urmat, mă rog, la conducerea statului în ultimii 10 ani, 15 ani, nu e a interesat această competiție în care România să-și poată și ea. Nu impune punctul de vedere, dar celelalte probleme, când se discută, să se, aibă discută, să le, să se armonizeze fost, și cu noi. Parcă noi am fost angajați Uniunea da. Europeană. Da. De parcă n-am fost membri cu dreptul de plină. Luăm o scurtă pauză și uh, avem de discutat. Avem multe de discutat. Pauză. Am, am o cască, aici am spun întrebările și în funcție dacă întrebările sunt proaste le pun și eu, dacă nu pun altele. <laughs> uh, apropo de anii 90, am imaginea, eram tânăr reporter și erau câțiva liberari care scosăseră capul și erau destul uh -huh. de vizibili. Călim Popescu Tăricianu, Dinu Patriciu, Dumnezeu să-l ierte, Horia Rusu. Cataramă, Horia Rusu. Horia Rusu, e adevărat, Boroianu. Da, Radu, Radu Cojocaru, Radu Andrei Chiliman. Dar cam ăștia erau cei mai spun, dinamici ăștia au fost așa. și așa mai departe. În primul rând, Patriciu, Cataramă și uh, Horia Rusu. Cam ăștia da. erau. Și în 90 uh, noi am luat hotărârea eroică să ne despărțim de PNL și am fondat PNL Partidul Ari... Național ARIPA, ARIPA, Tânără. Aripa Tânără. Bine, și mai era lipit... Radu Câmpeanu, care era da, mă un rând. monument. Și s-a lipit la noi un grup de tineri. Atenție! Uh -huh. Cine era grupul de tineri? Crida Antonescu? Nu! No. Nu, no, mult mai târziu a venit. Ludovic Sorin Orban. Sorin Pantiș, da. Ludovic Orban, Săracu. Dan Trepcea. Da. S-au pierdut ce mai mulți din trei. Da. Nu, da, erau trei figuri. Asta erau foarte clare și erau... Da. Deci era Cărim Popescu Tăricianu, Viorel Cataramă și Dinu Patriciu. Și Horia Rusu, uite că mi-am adus aminte acum. Horia să Dumnezeu știi că Dumnezeu era, să era foarte era, el era bănățean, știi, așa mai reținut, mai. Bun, dar, da. era un Voi tip, ăștia da. de care vorbesc? Da. Destul de dinamici. Adică, uh, domnule, am erați avut imaginea expunere, liberalismului. Am avut expunere multă și știi de ce cred eu că, spre deosebire de PNC, unde tineretul, unde ăștia în vârstă era coposul Diaconescu și tineretul era Ionescu galben și cu nu știu mai care, da. care erau tot de 80 de ani. Da. La PNL, noi am reprezentat generația tânără, noi aveam 38-39 de ani, toți, 40 de ani. Bun, dacă ar fi să vă întoarceți acum în timp, cu care dintre cei pe care i-am enumerat ați plecat la drum? Sunt încă într-o relație apropiată cu Radu Cojocaru. Nu, cu care ați mai cu... plecat cu ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat? Da, uite ce se întâmplă. N-am avut dispute politice majore cu niciunul din ei. N-am făcut afaceri împreună și lucrul mm. ăsta iarăși e foarte bine, că mm. de la afaceri se întâmplă multe lucruri. Însă am observat în timp, sigur, i-am observat și profilul, caracterul fiecăruia. Fie și astăzi, de mm. exemplu, după atâția ani, spuneam, am rămas în relații bune cu Radu Cojocaru, cu Andrei Chiriman, care, din păcate, a avut de suferit și el în urma unui proces în care a fost uh, acuzat, dar achitat. Uh, nu aș avea nicio ezitare. Să la un moment dat era la, un război pe uh, viață și pe moarte între Patriciu și Cataramă. De la ce a pornit? Ei nu pot să spun. De la lucruri lumești. Aoleo! Da? Da. Era ceva, i-am văzut pe amândoi făcând niște declarații imposibile de ce, din punctul se de vedere... Ei, erau și astea și mai era și, cred că fiecare e un... Mă rog, Concurența? Cataramă e orgolios, Patriciu era și el mm -hmm. orgolios. Mm -hmm. Și avea motive, nu era un om orecare. E un tip care, cred că, ca om de afaceri, a, a realizat ceva remarcabil, adică construcția pe care a făcut-o el, businessul lui cu Rompetrolul și asta, mie mi se pare o care realizare... imaginea liberal? Care Dați-mi un exemplu. Liberalul absolut care reprezintă tot ce a însemnat mișcarea liberală în România. Persoana de față să exclud. Da. Puteți fi unul dintre ei. Asta e adevărat. Ați a... fost și prim-ministru și președinte al PNL multă vreme. Ați fost și președinte al Senatului. O da. să te surprind. Deci, toți cei, afară de, de mine, toți ceilalți, au fost și ei persoane care au avut o expunere mediatică uh -huh. și care, prin ceea ce au făcut, politic sau în business, au demonstrat un nume, că un sunt nume. liberali. Dar, dacă e să stau să analizez între cei pe care îi cunosc... Un om care are o formație liberală profundă și o gândire liberală nezdruncinată este fostul ministru al culturii, Daniel Barbu. Când, da, el da, este un, personaj, e un om un care politic, aș spune un om... că poate fi considerat, nu, nu a făcut foarte multă teorie liberală în România, dar a scris cărți. Când v-ați certat cu Crin Antonescu? Uh, Certat e mult spus. Când că... v-ați despărțit? Păi eram despărțiți. De deci ce? În, în perioada mandatului meu despărțit. de prim-ministru... Nu, no, stai da. puțin, Marius. În perioada mandatului meu de prim-ministru, eu îi consideram pe toți... Sigur că poate exista un fel în capul unora o competiție latentă, da? Eu eram totuși liderul partidului și prim-ministru. Și au fost două momente în care i-am propus lui Crin Antonescu să preia o funcție ministerială. O dată la Ministerul de Externe și odată la Ministerul Educației. Și în ambele dăți a refuzat. De deci ce a refuzat? Pot să bănuiesc, pot să intuiesc că vrea să se păstreze imaculat și să găsească un moment în care să iasă în față. Și a făcut lucrul ăsta și după alegerile parlamentare din 2008 s-a organizat un congres al PNL-ului așa cum era normal. La acel congres și-a depus și el candidatura, am candidat și eu ca președinte în funcție și a câștigat el. Ceea ce, mă rog, a fost decizia... A căzut greu, înfrângerea. Nu mi-a căzut bine pentru că ce se întâmplă, noi scosesem un scor în condițiile alea de adversitate cu, cu pnl cu și cu... au fost două elemente care au fost speculate atunci. Unul din elemente a fost că nu am intrat la guvernare. Unii mi-au reproșat că de ce n-am intrat din nou la că de ce n-am acceptat. Pe păi, condițiile pe care le punea Băsescu să intrăm la guvernare era să fie PD-ul vioara întâi și noi să fim vioara a doua. Și eu le-am spus atenție că nu o să fie bine, o să fim de umplutură, o să facă Băsescu ce vrea cu prim-ministru și noi nu o să contăm. Dar mulți s-ar fi vrut cu orice preț. E bine. Uh -huh. Ăsta a fost un lucru. Al doilea lucru, în, la începutul 2009, mie uh, uh, nu mi-au deschis dosar penal, dar a, a explodat o, o bombă, un scandal. Și anume, uh, dacă vă aduceți aminte, așa numitul dosar Sterling. Da. Legat de uh -huh. Uh, licențe de explorare da, a, -a la în, Marea, Neagră. În, în Marea Neagră. Nu, eu spun asta nu pentru tine neapărat, ci Știu, pentru tine, respectator. Da, dar... Și uh, eu eram acuzat că am dat, am aprobat aceste licențe. Nu aprobase nimic, ele fuseră aprobate din perioada lui Stolojan, iar ăștia de la firma Sterling luaseră o aprobare de la Agenția Națională de Resurse Minerale să-și pună contractul în conformitate cu legea petrolului adoptată în 2002. Atenție, Nu avea da? timp să citiți atot, tot, dar unul dintre cele mai reușite pamflete ale mele erau legate de. Faptul că dumneavoastră, atunci când erați prim-ministru, a spus că economia duduie și că mm -hmm. e departe criza mm -hmm. de noi. Dar stai să termin cu uh, ceea ce spuneam cu dosarul. Deci, în momentul în care a izbucnit acest scandal, dar de ce foarte zi? mulți din PNL da? s-au lepăd, lepădat. Nu, nu, li s-a făcut teamă și au spus, în, au fost discuții care nu au și parvenit. -au mai intrat, uh... Și au spus, băi, vedeți? Aceeași chestie care pregătit, o lună, eu au pregătit-o lui Năstase, i pregătesc și lui și asta o să reprezintă piatra de moare care o să tragă în jos PNL-ul. Economia și... nu duduia, sau au părea că duduie pentru că nu știam atunci că mecanismele astea ale economiei de piață uh, sunt, sunt atât de legate între ele structural și așa mai departe, că s-a întâmplat în America și a distrus... Uh, în bună parte și Europa, da? N-a duduit atunci, dar rămâne nu, între noi, atunci, nu mai puneți la când am spus, Atunci mergea bine economia, păi dar, mergea după aia, aia, dar după aia la scurt timp n-a mai duduit. Păi da, pentru că a venit criza mondială. și noi de de altă. ce nu v-ați dat seama de, că vine criza mondială? Pentru că zgomotul de la Duduială era, era surzitor. Era, era surzitor. <laughs> Uh, când nu, a știut Marius, Călin, uh, rezultatele, Tărician, rezultatele economice? nu mai avem timp ca și patru ani. După părerea mea, certifică că economia a, a mers nu bine. foarte a bine. Mers bine. Uh, când a înțeles că Popescu Tăricianu, că partenerul său de coaliție, de alianță, da, a construit un întreg sistem condus de Coldea și Chievești. Când? Oh, uh, Mai târziu, uh, cred că din 2012-2014. Era prea târziu domnul prim-ministru. Era târziu. Păi da. Da, dar eu nu mai aveam nicio funcție, eram ca să păi zic așa, în, spectator aia, na, din 2004 până în 2008 asta a făcut. Nu, deci da. Păi, de asta a spus mai devreme că și a trimis toți contra Ce se întâmplă? Construcția asta n-a fost așa. Normal că n-a fost. A fost, a fost graduală. A fost graduală lucrurile au luat-o însă rău de tot din loc, adică au început de în perioada care v-am vorbit. Și culmea a fost că în 2014 tot mecanismul ăsta s-a întors ca un bumerang chiar împotriva lui Văsescu. Uh, și asta nu spune, o, spun eu, o spun el. Hmm. cu care v-ați dus, Țin minte, abia l-am văzut. Dar nu, eu nu m-am dus cu niciun bilet. Deci, ce se întâmplă? Hai să lămurim lucrurile. Eu am trimis o notă, nu era un biletel, era o notă cu antetul primului ministru. Nu era o chestie, domne, suntem da. prieteni, nu știu ce. Și dacă era pe așa baza că, era unui, chestia, pe că baza pe un care a, era atașat unui document... În legătură cu Dinu Patriciu. Unui document, nu în legătură cu Patriciu, ci în legătură cu abuzurile pe care le făceau procurorii. Tocat, dar știați că a. se întâmplă asta și v-au tocat cu acest bilețel. Eu m-am întâlnit cu el în Trebuie să mă turisesc să-mi arate acest bilețel că există, că tot vorbea de el. Nu mi l-a dat sănătate la mulți ani. Era așa cum m-a arătat-o pisicii și de fapt al confirmării că există de deci acest acest Deci eu am bilețel. primit o sezizare în legătură cu abuzurile făcute în Păi da, da. Înseamnă că da. Înseamnă că știați ce se întâmplă în justiția din România. Dom'le, erau niște semnale. Și eu acest lucru l am trimis și președintelui să ia cunoștință. Ceea ce eu zic că este Cel absolut, normal. Se... absolut normal. Absolut da. normal. Putem discuta de acel căruia nu-i se spune numele. S-a bazat pe lașitatea unei întregi clase politice. Unei întregi clase politice. Și pe, dacă vreți, competiția chiar din interiorul partidului. Uh... Trădarea lui Năstase și punerea la, la dispoziție... Și asta s-a întâmplat când eras prim ministru. Și știți că când, uh, sub prim-ministru este ministrul Justiției. Eu, justiție? eu suport criticile, dar, dar în nu perioada critic. nu, stai puțin, nu pe, pe nu cine mă deranjează? era ministrul Justiției. Uh, ministrul Justiției a fost întâi. Monica Macovei. Monica Macovei, după aceea a urmat o perioadă Tudor chioariu și. Uh, pe să v-ați concentrat foarte tare pe Uniunea Europeană, pe, da. pe Ministerile Economice. De, deci, uh, și uh, și Băsescu avea Ministerul acapararea, lui Acapararea instituțiilor și pârghilor de putere de către Băsescu s-a făcut gradual. Sigur că anumite mișcări le-a început. Ajungeau în perioada, la, și ajungeau la dumneavoastră. Ajungeau prin Ricoșeu, cum ți-am spus, cu punerea sub acuzare a unor miniștri, scoaterea lor din dispozitiv care urmărea slăbirea PNL-ului. Ulterior, văzând că lucrurile astea funcționează, el a dorit să asigure practic un control total asupra pârghilor de putere, asupra instituțiilor de putere din România. Servicii, procuratură, curte constituțională, tot, 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 tot. instanțe de judecată și așa mai departe. Și uh, lucrurile au evoluat, după cum știi, la un moment dat, în 2014, la început. Și asta este o chestiune care am discutat-o chiar cu persoana la care fac referire, adică să fie clar cu Băsescu. El mi-a spus, zice, Dumnezeu, s-au întors toți uh, împotriva mea. Da, eu știu mărturisirile lui atunci. Au când... avut de suferit așa. Fata lui, generele lui, fratele lui, Uh, pentru că sistemul, nepotul lui și bineînțeles, că sistemul, nelipsita din peisaj, doamna Pentru că sistemul Udea. era pe picioarele lui suficient de puternic. Sistemul print... a înțeles că la finele lui 2014 rămâne fără stăpân. Nu, am înțeles mai devreme, pentru că toate astea cu fratele lui și așa mai departe s-au întâmplat înainte de a termina mandatul. Păi înainte, am zis și pentru el că a terminat e... la finele lui 2014. Păi da, da, asta se întâmplat da. încă din 2012. Da. Și apropo de condamnarea lui UD, de arestarea lui Udrea, de dosarele lui Udrea și așa mai departe. Uh, s-au fost, într-adevăr, cum spui, lașități din partea unora complicități din partea altora. Știți de ce? Că Pentru că toți au credeau că, că lor, lor nu li se întâmplă, Nu nu li se unii... întâmplă și că doi vor ajunge ei în locul celor care sigur, erau în așa așa Din păcate este. pe malurile Dâm, Dâmboviței se întâmplă asta. Spuneți-mi vă rog, punem față în față, regimul Băsescu de atunci, nu în 2014, când puterea ajunsese la cei pe care îi delegase și pe care Elena Udrea el îi trimiteau după țigări, Coldea, Chiove și l-a figurat. Nu știu dacă ea a trimis chiar după țigări cum... Da, eu am înțeles la... Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Metafora, am înțeles -o. Și în ce măsură sistemul de atunci și regimul de atunci seamănă cu cel de astăzi? Uh, mai seamănă. Mai seamănă pentru că anumite... Uh, cum să zic eu, metode, anumite canale de... Uh... Metodele înseamnă oameni. Ele sunt Metodele pus în aplicare. Oameni, deci există oameni. structuri Există oameni păi, în sistem? Hai să spun ceva. Oamenii care erau atunci au cam rămas cu anumite excepții. Sigur, notabile, adevărat. și a plecat la Bruxelles, Coldea a fost scos din uh, dispozitiv, dar Coldea nu era singur, că bănuiesc că nu făcea el totul. În, uh, păi mai era și Maior. Cu... Uh, mai era și Maior, da. Uh, Helvika a avut un rol foarte important, pentru că dacă ne aducem aminte, el a fost cel care a scos pe masă celebră, celebrul protocol de Absolut. colaborare. Fără el și astăzi, nu știu ce s-ar fi întâmplat. S-au rupt niște legături, dar unii oameni au rămas în dispozitiv. Mai răspund ei câteodată dacă li să dau comenzi sau nu. Folosește actualul președinte când are nevoie. Pentru e un care... sistem care s-a construit în 15 ani, domnule da. președinte. Și domnule nu, nu am avut senzația că s-a dorit. Deci, atenție, la instalarea lui Iohannis, eu am avut așa un moment de, de în fine primul mandat. În primul mandat, da, am avut un moment în care am zis, domne, ah, e bine, să schimbă lucrurile, pentru că s-a dus la o CSM la o ședință la CSM și a avut un lucru, discurs. A avut un minte, a avut un discurs. Știu, foarte bine discurs. Da, da. Și am zis, bă, gata, în fine, scăpăm, intrăm în normalitate, adică justiția mm -hmm. va fi independentă, serviciile vor intra din nou în cazarmă, și vor vedea de treabă și așa mai departe. Mm -hmm. N am prea nu prea am impresia că s-a rezolvat chiar așa cum ar fi trebuit. Da? Nu știu ce să zic. Vă ascult. Păi nu eu știu, eu spun acum e un punct de vedere, poate e alt punct de vedere, poate o să spun. Nu, nu, am nu e alt totul... punct de vedere. Eu spun că e un sistem care s-a construit temeinic în 10 ani, că ceea ce însemnau serviciile pe vremuri și ni se părea, așa că e mai mult uh, fabulație, de fapt în România s-a întâmplat. Pentru că serviciile și instituțiile de forță au condus România. Și Evident. cred că uh, prietenul de, deci, nostru, Claus Werner Iohannis, a fost în bună măsură pus de da, servicii. Deci, deci formula Al pe am, care mandat am în 2009, -o. sufrageria. De ce n-ați fost în sufrageria lui Oprea? Era uh, în și, seara nu. A, Deci formula pe care și eu, dar nu numai eu, am folosit-o cu statul paralel, e ceea ce vorbeai tu înainte. Da, da. În România a funcționat. De ce a fost posibil acest lucru? în România? În afară de lașitățile de care vorbeam, de... Că, hai, eu dorința am observat, de a parveni, eu am, am început de a să pe alții. Mă, mă, uit, mă uit puțin după pe ce... Aveți două dosare, vă ocupă... În fiecare nu, altceva zi. vreau să spun. Da. Când eram președintele Senatului, domnule, la un moment dat am zis hai să înțeleg ce se întâmplă la Comisia de Supraveghere a Serviciilor. Știi ce erau comisiile astea două care se supraveghează SRI și SIE? era un fel de, cum să zic eu așa, de, de, de întovărășie unde se întâlneau. unii veneau și povesteau niște banalități, ăștia ai noștri parlamentari, îi serveau pe aia cu cafele, ceaiuri, nu știu ce, și ieșeau și spuneau, dumne, totul e în regulă. Și mai întâlnirile de în nu erau băgați în seamă ăștia de la... De, deci, Marius, trebuie să spun că la începutul mandatului de președinte al Senatului am vorbit cu colegii mei, câțiva dintre ei de la aceste uh, comisii și le-am spus, mă, eu am impresia că voi nu știți ce înseamnă să faceți controlul serviciilor. Nici eu nu am o specializare în chestiunea asta. Uite, vă propun ceva. Ia duceți-vă voi în țărca Germania, Franța, unde mai și vreți vedeți voi cum se face și vedeți, control. vorbiți cu ăștia care sunt uhum. colegii voștri din comisiile respective și înțelegeți ce trebuie, ce înseamnă controlul civil asupra serviciilor, pentru că voi sunteți păpoți de mazete. Și s-au dus, și într-adevăr au început să vină și mi-au spus, domnule, <gângătă> atenție, atenție, fii atent. au venit din Italia și au spus așa: ce, La ce informații au acces membrii Comisiei de Control a Serviciilor? Și ei au spus, la orice informație, la noi nu, aia nu se poate, aia nu se poate, nu se... zice, la orice informație, cu excepția celor referitoare la operațiile în curs de derulare. Operațiunile de, în curs de derulare. În rest, nu există nicio preliște. La noi ăștia pă, se uitau la firmele, dădeau, nu știu, reviste să vadă spuneau că își fac treaba. O e, nu, nu spun că asta e singura vină a comisiilor. Nu, dar vezi, e un întreg mecanism care s-a știți că zilele, aviciat, trecute, La zilele trecute s-au votat pe ultimii cinci ani raportul activității seriei în Parlament, domnule prim-ministru. Luăm o scurtă pauză fără să se dezbată. Ei, mai avem trei minute, domnul prim-ministru. Au trecut repede. Foarte repede. Prea repede. Prea repede. Și acum, ce se întâmplă cu România? În pandemie, cu economia româniei? România este... Uh, Ascultă-mă, ce vrei să spun? Folosind o metaforă. Ori o frunză în vânt, așa, pe care o bate vântul <laughs> în încotro, fie o navă pe mare care nu mai are cârmă sau pânze, da? Nu e nimic. Uh, suntem a șasea țară ca mărime în Europa și nu contăm la masa Europei, nu contăm. Ea sunt liniștiți. Incredibil. Au... Știu, știu de, ce de România că ei vor că de România va spune intrat, da mereu. De ce n-ați intrat în parlament? N-am avut mesajul potrivit pentru alegători. eu nu caut Vă să... găsiți vinovății. Da, alianța asta cu, spun. alianța uh, cu Victor Ponta? Nu, eu cred că alianța cu Victor Ponta a fost uh, mișcarea bună. Dar mesajul meu al lui n-a -a fost uh, credibil, nu i-a interesat pe cetățeni. Cetățenii au vrut schimbare. E, a venit schimbarea, asta e noua vezi garnitură. Mai, Veți mai face politică? Nu cred. Serios? Serios, da. Nu cred. Uh, nu știu, poate peste patru ani vom vedea că oamenii încep să realizeze ceva. Am îndoieli. Am îndoieli. Asta e un anunț care mă pune pe gânduri. Totuși, un om politic care a trecut prin toate funcțiile, mai puțin funcția supremă în stat, să spună că. Da, da, dacă. A pus ghetele în cui. Dacă e publicul un își trist. dorește altceva. Își dorește oameni care nu au experiență. Dar când v-ați luat dumneavoastră după public? Păi, nu m-am luat, dar eu văd ce se întâmplă. -a publicul ne-a dat la o parte. Au ales așa. Nu oameni care să... nu au experiență politică, da? N-au experiență administrativă foarte necesară. Nu au experiență managerială. Nu au... Nu e un anunț ăsta, a... Calim Popescu-Tăricianu nu mai vrea să facă politică? Nu e anunțul... Nu, nu e anunțul uh, care poate unii și l-ar dori. Uh, eu da, uh, Eu sunt foarte realist. Este un moment la care societatea românească, publicul, electoratul, parte, aia care au votat au vrut o schimbare, să aducă o nouă garnitură. Eu și la... Uh, partidul pe care l-am condus până acum, am vorbit cu colegii mei și le-am spus: dragilor, este un rezultat pe care eu nu pot să nu îl văd, mi-l asum, e un eșec pe care mi-l asum. Vreau să vă rog generația mai tânără să preluați frâiele. Și asta să fim la președinție în 2019. Vă a fost frică? Nu, -a, pentru, fost că, pentru că nu, pentru că nu aș fi vrut să fac a doua oară o figură de complezență. Fără un partid puternic în spate sau fără o alianță puternică în spate, nu aveam o șansă cât de cât de reușită. Și atunci ar fi înțelegerea pe care o avusesem cu PSD-ul ca să facem o alianță care să mă susțină să anulat, Doamna Dăncilă a vrut să candideze ea și în condițiile astea nu mai aveam șanse nici măcar să ies probabil pe locul 3, pentru că partidul pe care îl conduceam, Alde, era destul de afectat în urma alianței pe care am avut-o cu PSD-ul. Deci de ce ieșit... era afectat? Ce s-a făcut în această guvernare să fiți așa afectați? Păi, s-a pus în mișcare începând din 2018, din toamna lui 2018, un mecanism... Eu zic că s-a pus în 2017 din, De atunci de când coordonanța 13 uh, Au început poate, toate Poate, mm. poate Și a, a fost o, o campanie susținută. Hai să vă care pun o întrebare pris, dură da. Ca să nu zic nasoală mm. Cu toate că nu stă în caracter, mai ales în televiziune uh, V-ați gândit că În acești ultimi 2-3 ani ați fost sub vremi? Ca politician? Dacă e o taie, aici aș nu mai pun Adică mm. nu e problemă Nu. No. Ați simțit, eu... ați avut vreodată sentimentul ăsta că ceea ce se întâmplă în lumea care se dezvoltă, lumea politică, clasa politică, partidele, electoratul, nu vă mai regăsiți? În anumite privințe, da. Dar eu sunt un luptător și nu am... Păi văd că ați renunțat. Nu, păi, nu stați puțin. 30 de ani nu sunt, n-am renunțat. Dar sigur am văzut că este o schimbare -ați de... Ați renunțat de... în al 32-lea. În momentul în care, Marius, mai partidul pe care îl reprezinți, nu mai intră în Parlamentul, nu mai ești în Parlament, totuși trebuie să te gândești că e ceva care s-a schimbat și trebuie Domnul să ți cont. prim-ministru. Băsescu și-a da. dat demisia din Parlament. S-a dus la Constanța. Că vezi, doamne, că vrea să răspundă acuzațiilor. Am scris un articol, țin minte și acum du-te să-ți dea Dumnezeu sănătate la Constanța, să te văd în port, să dai la hamsie toată viața. Și de acolo, dându-și demisia din Parlament, demisia din orice funcție, s-a întors, l-a dat jos pe Peter Roman, a ajuns ministru, a ajuns primarul general al Capitalei, a ajuns știu președinte istoria. 10 ani. Știu istoria. O știți mai bine ca mine, că ați nu, fost nu, acolo. Nu, știu mai bine, dar o știu, adică, nu mare știu, știu uh, lucrurile astea. Nu credem că erau ca, alte, nu erau alte vremuri. Ceea ce povestești tu, sunt vremuri de acum 20 de ani. Din memorii... Ale. Da, dar nu credeam că renunțați. E, da. Renunțați pentru că aveți aceste dosare? Uh, nu cred e că... E care deci, a umplut stai, stai puțin, Marius, că vreau să fiu foarte sincer. Eu, eu cred că dacă m-aș fi sforțat să rămân în continuare în fruntea partidului pe care l-am înființat cu colegii mei împreună alt, și cu aceste două dosare încârcă aș fi deschis gura și de fiecare dată mi s-ar fi dat în cap cu aceste două dosare, aș fi dăunat foarte mult uh, acțiunii partidului mm. și colegilor mei. Și eu cred că așa e mai bine. În condițiile mm. astea, cel puțin o perioadă, mă retrag, o să încerc să-mi rezolv uh, problemele cu aceste dosare și după aia voi mai vedea. Ok, Orban? Uh, Orban a făcut mari progrese și era de 10 ori mai bun decât e Câțu ca, ca prim-ministru Dar nu știu ce s-a întâmplat, a făcut o greșeală sau i-a sucit cu mâna la spate I-a sucit cu, mâna la spate, cu demisia. Iohannis, nu știu Cu demisia? Da Câțu? Habar n-are ce e să fi prim-ministru, dar bine el n <laughs> Doamne, nu, vorbesc serios Gorghiu... Gorghiu, <laughs> stă la cotitură și așteaptă. Uh, da, da, Dan Barna? Barna. Habar n-am. Cioloș? Cioloș, un tip foarte ambițios. Rost de, ambi de ambiții, dar... Nu pe dinăuntru sau pe din afară? <laughs> Nicușor, Dan? Aoleo, aoleo. Doamne, uh, ce garnitură. Auzi, <laughs> am, tunat, Hai, am am bine de spus, nu, la Am tunat și am adunat, știi că așa se spune. Așa spune. Da. Uh, Marcel Ciolacu. Ah, Ciolacu foarte abil, foarte abil. Uh, Cum o să vedeți, Roșie. Da, o să vedeți că ăsta stă așa ca un motan la pândă și, și de prinde în 2024, Potenichel. nu știu. În 2024 ce face Ciolacu? Hai, uimiți-mă acum. Vreau să am chiar vreau să râd la final cu Gura până la orechi. O să joace un rol important. în. Se deci schimbă eu, garniturile. Pleacă eu. Deci, la până în, do în 2024, ce o să fac? Doamne, partidul să reface. Partidul în opoziție <gri> o să se refacă. Eu cred că se transformă. Se transformă, <gri> da. Uh, nu știu, hai să râdem atunci. de Rafat? E... e folosit de paratrăzne, nu vezi că nu apare nimeni pe problemele astea, nu mai apare nimeni pe probleme de uh, COVID, pandemie, îl pun pe Arafat, care nu are o funcție politică, ce să-i se să întâmple lui? Vlad Voiculescu? la băieții cu repoleții <laughs> l-au la a, -a abandonat. Strâns, Ai, doamne, nu, 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 deci... Eu, eu sunt uimit. Asta Timpuri este, noi, nu? Asta este, sau da, vremuri grele? Da, da, da. Timpuri vremuri. noi sau vremuri grele? Știi că era o vorbă la începutul anilor 90, la vremuri noi, tot noi. Ei, Au trecut 30 de ani, la vremuri noi, tot noi. Tot ăștia. Sunt acum copii. Eu am făcut la un moment dat o, o butadă, știi? Că butada era următoarea. Copiii securiștilor noștri sunt securiștii copiilor noștri. Perfect. Iohannis, <laughs> uh, Ioanis e așa de încântat de, de funcția pe care o deține și de uh, instrumentele de, de Aș fi crezut că funcției. El se bucură de instrumentele Johannes funcției, care a fost știi, De atributele prim, funcției. Prim-ministru de la Grifco să fie 10 ani președintele României? Nu, nu, atunci nu credeam, evident, nu credeam. De Victor, ce spuneți? Cum vedeți viitorul lui în politică? Victor e un tip care e tânăr și are, după părerea mea, șanse mari să revină în politică. Și cred că. Bine, el nici n-a anunțat că -ar, ar avea vreo intenție de retragere. Stă o perioadă da. mai retras, și cred că. Păi să e, mai joace că, un rol. Tu stai vită. la Istanbul, retrage, ce să spun. Nu știu dacă stă. Uh, uh, Liviu Dragnea? Uh, Liviu Dragnea. Punct final lăte. în politică? Cred că o bună perioadă de vreme, nu știu. El a făcut. Cred că a mers, a avut încredere că cineva o să-l. Scape mm. când, de fapt, soarta lui era apecetuită. Tu spui că din 2017, eu spun că din toamna lui 2018. Mm -hmm. uh... Dar da, și cartea pe care a jucat-o. Ordonanța 13 și tot cealaltă. Trebuia să plece în secundă, aia, Pentru că tot calul de bătaie a fost, a devenit a fost el. el. Și ciuma roșie a fost el prin acel dosar. Iar execuția și eu cred că la un moment dat a simțit sau a crezut că nu o să-i se întâmplă nimic. Regimul te execută. Pentru că aici S-a întâmplat de fiecare dată cu toți cei care, uh. la un moment dat, au crezut că o să scape. Iar ultimul exemplu este Chirica de la Iași, da? A trecut de la PSD la PNL, da? I-a da? spus toți penalii nu știu ce, iar acum. Hai să-ți mai spun ceva, Marius. Și poate lucrul ăsta o să-i surprindă pe unii sau nu o să-i surprindă, nu știu, în fine. Nu trebuie deci, să mai unim acum, când uniunea, am renunțat la cariera politică, nu. dacă e mai surprinde sau nu. Să mă un surprindă uniuna, pe în mine. În Uniunea europeană, în ultimii ani, așa cum am remarcat la început, sunt. Cel puțin două țări care dau câteodată dureri de cap uh, marilor, celor mari din Uniunea Europeană. Sigur, e vorba Ungaria de și Polonia. Polonia și Ungaria, care au avut curajul fiecare să adopte o atitudine mai uh, suferanistă, mai bazată mm -hmm. pe mai multă independență. Națională, naționalistă, naționalistă, să da, zicem. Naționalistă. Da? Poate câteodată excesiv, naționalistă. Mm -hmm. da. În fine, bun. Uh, în România. Uh, a existat un, un curent și astăzi cred că există, reprezentat de oameni care cred că România e o țară, în primul rând, suverană, independentă și care trebuie să-și cunoască interesele. E bun, ăia din, de la Uniunea Europeană, când au văzut că și în România se conturează anumite tendințe de au genul rezolvat ăsta. Cazul. Au rezolvat cazurile. Uh, Mica președinte în 2024? Posibil, da. Posibil. Care, el are deja o platformă bună pe care și-a făcut-o ca secretar general adjunct. Uh, are, cred că se bucură de anumite, o anumită credibilitate. Bine, de vă aștept când vă întoarceți uh -huh. în politică. Sunt aici. Da, îți dau un telefon. Uh, uh, un SMS <laughs> pentru început, poate este în direct. <laughs> <Okay>. <laughs> Mulțumesc, Mulțumesc mult. mult și eu. Mulțumesc mult, Calin Popescu-Tăricianu. Uh, a spune un politician care a trecut și nu așa oricum prin politica românească, a fost șef al PNL, prim-ministru, președinte al Senatului. O singură chestie a mai lipsit din, din portofoliu, din acest CV impresionant. Noi ne vedem din nou luni seara cu Marele Jack și nu numai. Până atunci vă spun ca de obicei să ținem aproape.